Și în acest videoclip noi o să facem challenge în care eu va trebui să o ghicesc pe Jasmina după părțile corpului. Și aceasta e partea a doua. În prima parte ticul a ghicit. A ghicit-o doar, dar nu vă spunem câte, așa că intrați să vedeți videoclipul dacă n-ați văzut. Eu sunt pregătită, ies din cameră, iar voi mă provocați în mine, ok? Da. Să începem. Înainte de aceasta, nu uitați să vă abonați și să puneți like! Iată așa! Și acum să începem provocarea. Așa, copiii sunt gata. Toți copiii sunt gata. Așa. Și degetele lor. Și chemăm pe mămica. Vin! Oh, ce straniu arată aici! Deci, aici este un degetel. Acest degetel nu este a Jasminei. Acesta e prea gros. Cred că este al lui Pavel. Acesta, ia să văd, înseamnă foarte bine. Acesta nu este acesta. Iată, acesta este degetelul fetei mele. Ia să văd. Ridică-te. Este prima rundă. Cine a făcut-o? Și acolo într-o este Paul. Aici era un deget mai micuț. Ok, merg mai departe. Deci acum copiii vor arăta prin gaură aceasta buzele. Da, da, da. Puteți să faci ca peșoră. Știți cum e peșoră, da? Așa. Năsucul se vede. Dacă poți puțin guriză mai sus. Așa. Vă sunteți gata? Da. Hai. Am aici patru peșteșori. Buzele acestea parcă seamănă. Acestea... Bă, de acolo alunică, îmi pare că sunt buzele Taisiei. Așa, mai vrăsuțe. Astea... Rani arată mai mari, grosuțe. Nu știu dacă sunt așa Jasmine. O, e complicat. Eu cred că sunt buzele Jasmine. Nu știu, așa am impresia. Aia este. Precis? Da. Hai să vedem. După alunica am văzut alunica așa. Ia, te-ai zis alunica ta? Da, așa, se vede. Da, dar foarte mult seamănă și tu. La tine am văzut puțin mai grosuț. Da. Le-ai făcut foarte gros, așa, curnoasă. Ce fac acum copiii? Pun palma la această gaură. Eu cred că va fi foarte dificil. Da? Cum crezi, va fi dificil? Da. Da? Ar fi foarte. Dar tu ce zici? Nu. Nu. Eu sunt în prima cutie. Mămică! Deci, acum cred că o să fie complicat. Palma asta foarte mult. Eu mă uit acum după liniuțe, după... Asta seamănă foarte, foarte mult. Asta nu seamănă. Sau e unui băiat, sau unui fetițe mai micuțe. Asta tot seamănă. Știi? Parcă dulce tot stătuna. Unde? Asta s-a urcat mai sus. Asta mai micuță, nu? Ce zic asta? Pune palma mai jos, hai te rog, eu nu mă pune palma mai jos să pot vedea mai mult, că e mai mic. Așa. Așa. Nu, asta cred că e o mânuță mai micuță, eu cred. Nu e aceasta? Asta poate să fie sau prima. Deci. Eu cred că e asta. Da? Ia să vedem. Uiii! Trievi, trievi! Vedeți ce înseamnă mama? Voi vedeți ce înseamnă mama? Super! Mămica este gata și copiii așteaptă la rând. S-au amestecat cum au vrut ei și ce va trebui ei să facă? Ei va trebui să se apropie și să dea mămicăi câte un pupic pe obraz. Și după acel pupic, mămica va trebui să ghicească. Când a pupat-o Jasmina. Ok, haideți. Ok? Deci, haideți. Vă apropieți, hai. Așa. Asta nu. 3. Uai, foarte greu. Are ceva acolo, care e limit? Toți au fost, da? Da. Mai ce de, a doilea nu. A doilea nu? A doilea pare că nu. Înseamnă că tu sunt foarte doi încă o dată? Foarte, foarte greu. E foarte greu asta să apreciez. Ok, haide să fie... Haideți încă o dată toți, în afară de a doilea, da? În afară de a doilea. Hai! Stai, 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 stai. Poate fi, dar nu. Nu. Jasmina.
Adică asta poate fi. Asta poate așa. Fi. Asta? Tot poate fi așa cu dragoste sfrutat. Asta cam rapid. Poate fi destul să mă streșeze, nu știu. Ok, hai. Deci, prima... Toți au fost! Da! Mie mi-a plăcut să fiu pupată. Deci, eu zic că... sunt 5 acolo, da? Din 5, da. Să fie, rămână primul și ultimul. Hai, încă o dată. Primul și ultimul să da, rămână, da? Încă o dată, da. Hai, primul și ultimul. Cine e primul, zici? Ultimul, cred că. Ultimul e răsuia. Da. Ok, vină-mi cu ace. După râs deja apreciez că nu este. Aaaa! Aaaa! Tu știi cum de mama așa, cu limba. Afară, știam că tu trăișiez. Așa. Mamica iarăși este în așteptare aici, iar copiii vor trebui să facă timp de 3 secunde masaj la umeri. Să vedem dacă mamica o va ghici unde este Josmina. Hai! Haideți! Să înceapă! 1, 2, hai că-i bine! Așa, 3. În dreapta. Asta ce înseamnă? Înseamnă că mai urmează încă o rundă. Are șansă să fie, da. Josmina, da? Da. Ok. Următoare persoană. 1. O, ce bine face masaj. Tot are șansă, hai! Aia, 3 persoane. Hai. Să vedem. 1. A, persoana asta nu știe masaj cum se face. Nu, 3, în stânga, adică nu, iese din această rundă, da. Așa. Așa, nu vorbim. După cutii. Da. Așa. Următorul. 1. Asta poate să fie, Jasmina, se vede că poate, dar se 3, face. Haide. Asta e cât, a 4, da? Așa. Așa, încă e 2 persoane. Interesantă tehnică. 2. Hai că e bine tot încoace. Ce? Acum că ultimul, așa, da? Așa, ultima persoană. Asta nu. 2. Așa e. Măcar că poate să fie Jasmin dacă strășează, dar ok. Ok, haide, ieși, tu ieși, iese, da. Hai, încă o dată. Deci vă apropiezi pe rând, câte unul, iarăși. Au rămas 4, da? Da. 1. Asta îmi pare că e taise, nu știu de ce. Ok, 3. Hai să... Iese din joc. Iese din joc. Îi faci foarte bine. Spune, știu că faci bine, dar eu cred că ea ar trișa acum. Dar hai să vedem. Okay. Iese din joc. Măcar că poate fi. 1. Asta așa mai tare. 2. Și special cineva care să facă tare. 3. Asta poți fi, Jasmina, ok. Deci. Așa. 1. Măi, tot așa face. Să faci, apropo, 2. Faci foarte bine. Haide, dreapta. 1. Asta face, 2, are tehnică așa interesant, cu degetul mare. 3. Poate fi Jasmina să mă duc în eroare. Gata, au rămas 3, da? Așa 3, da? Așa, da. Ok, haide ca să nu lungim timpul, o să zic din așa 3, cine și care. Sau primul, sau al treilea. Hai să fie al treilea. Al treilea, vină-l. Al treia persoană, pune-mi în față. Mă gândesc că nu face masajul așa de obicei, dar mă gândesc că poate a trecut și a făcut așa o tehnică nouă. Ok. Gata? Da. 3. Fimița mea, Jasmina! Lasă-mi să vadă la după ce va fi editat. Atât ai fost tu! Eu nu zic, asta la astiu să fumă. Ok, bine, s-a că voi ați rămas. Da. Cine face așa de bine? Voi faceți foarte bine, bravo! Bravo, da! Bravo, mi-a plăcut! Poate un like! Like pentru băieți, masajul a fost foarte, foarte fain. În runda aceasta, mămica va trebui să ghicească unde este Jasmina, văzând doar prin gaură un ochișor. Uite așa. O așteptăm pe mămica! Mămica, vină cu ace! Vin. Te dai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Acesta este ochiul Taisie, cred că eu. După ochi, cred că mai... Asta nu este ochiul Jasmini, este ochiul posibil ca la Vini, cine mai care mai mărișoare, nu știu. Sau acesta este ochiul Laviniei. Nu seamănă, după peli nu seamănă cu Jasmini. A, sau poate Jasmina ce... Asta nu este ochiul, asta e lui Pavel, îmi pare că... Asta... Dar coboară puțin mai jos. Puțin mai jos, poți coboră? Fața mai jos? Fața mai jos. Că ochiul se vină mai jos în gaură. Nu înțeleg. Pielea prea deschisă. Asta nu.
Mie îmi pare că Jasmina nu este aici. Nu este aici? Iar ridicați-vă! Toți! Jasmina nu este aici! Cum mă facem? Facem încă o dată sau o socotim în puncție? Socotim în punct pentru că ochișorii ăștia frumoși! Mamica să nu cunoască ochii fetei, dacă i-am născut, cunoscută după buze și după palmă, a, pe atunci... Ok, încă un punct pentru mamica. Și un like, dați-i chiar acum. Ce mamica? E bucuroasă? Da! Acum, mamica va trebui să ghicească după... Ce? După obraz! Super! Mamica, te așteptăm! Eu vin! Este obrajor, așa este. Este rotunjel, molicel, nu este așa Jasminei. Acesta foarte bine seamănă cu a Jasminei, foarte bine. Este o variantă, asta nu este. Și acesta tot nu este. Acesta este obrajorul fetiței mele, nu? Este! Da! Bravo! Deci! Câte am? 5 puncte! 7! Înseamnă că mamica mai bine cunoaște fata ei. Voi ați văzut tot timpul punctul tip la ghicit. Dacă n-ați văzut, atunci neapărat intrați și vizionați, vedeți câte a ghicit el. Copii, spuneți sincer, v-a plăcut provocarea? Da! A fost vesel? Da! Da! Bravo și mie, mi-a plăcut magistrat și mă bucur foarte mult că îmi cunosc foarte bine fata. Voi, dacă v-a plăcut această provocare, să nu uitați să puneți like! Pe curând! Pa, pa!